Soi dacic, un soi vechi, care continuă tradiția în Podgoria Cotnari și când spui fetească albă, în general spui un soi antreu, un soi nu ușor de definit. Tu cum l-ai descrie? Eu l-aș descrie în felul următor. Este un soi care este o emblemă pentru România. Fetească albă și fetească neagră sunt emblemele României, să spunem. În Cotnari sau în Moldova, cel puțin, acest vin este un pic mai uman, un pic mai dulce, un pic mai catifelat, ca și moldovenii. Asta chiar este o fetească albă demi-dulce, de pe gama nouă Cotnari, o gamă rebranduită, dar care păstrează simbolurile și tradițiile vechi prin culoare și sticlă. La ce temperatură îl servim? La un 5-6 grade cred că ar fi minunat. La ce pahar îl servim? Într-un pahar care necesită aerare mai mare, într-un pahar cu o formă mai bombată, să spunem, la fund. Pahar bombat la fund? Bombat la fund, da. Cum? Unde găsim paharul bombat la fund? Este paharul de vin roșu, să spunem. Ah, de vin roșu. Am înțeles. Cui le-ai dat cadou? Acest vin se pretează a fi dat cadou oricui. Oricui? Oricui. Este un vin necesar în casa oricui, pentru că e un vin ușor de găsit și ușor de asociat, ușor de înțeles, nu? Ușor de înțeles, ușor de asociat și foarte, foarte versatil. Deci se pretează la absolut orice, nu dai greș, este un vin care este neutru față de persoane, nu are un public țintă, publicului țintă este tot publicul. Publicul ținte, tot publicul. Tot publicul. Ah, foarte interesant ce spui tu. Hai să închidem cu un noroc. Hai să fie. Hai și să fie. Dacă se cheamă și păsărească albă, hai să fie și un chip-chip. Chip-chip.